Bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian, iar astăzi vom discuta despre proiectarea unei resurse educaționale deschise de tip video. Și vă voi da un exemplu. În săptămâna a treia anului școlar 2021-2022 trebuia să dezvolt conform planificării calendaristice Competența specifică din programa școlară la disciplina geografie 2.3 utilizarea informațiilor oferite de suporturile cartografice, grafice și alte materiale vizuale în contexte sau situații diferite, pe baza conținutului repere ale cunoașterii terei de la marile descoperiri geografice la explorarea modernă. Ei bine, așa cum am specificat și în planificare. Am o activitate în care voi construi cu elevii și îi voi pune pe elevi să construiască un text utilizând informații obținute din diverse suporturi cartografice. Așa că m-am hotărât să folosesc un suport cartografic digital, mai exact o aplicație: aplicația Google Earth, care ne permite explorarea spațiului terestru și nu numai de la distanță. Așa că pasul al doilea a fost proiectarea activității didactice în funcție de această competență și de conținutul ales. Am trecut la proiectarea activității didactice și la realizarea planului de lecție sau a proiectului didactic. Următorul pas a fost să realizez scenariul resursei care urmează a fi prezentat. Și astfel mi-am luat câteva notițe despre fiecare continent în parte, despre ceea ce vreau să le arăt pe Google Earth copiilor și apoi să înregistrez, desigur, în această resursă educațională deschisă. Apoi am făcut o listă a materialelor grafice și audio pe care le am, de care am nevoie pentru a realiza această resursă educațională deschisă, precum și a programelor sau aplicațiilor necesare realizării înregistrării audio-video. În acest caz, eu aveam nevoie de Google Earth și de un program de înregistrare a spațiului de lucru. Pasul al patrulea a presupus căutarea materialelor grafice și audio necesare. În acest caz am căutat folosind căutarea avansată a Google în secțiunea de imagini, am căutat o imagine a care să fie licențiată Creative Commons și să-mi permită reutilizarea acesteia în cadrul unei resurse educaționale deschise fără a încălca drepturile de autor. Identificarea programelor sau aplicațiilor necesare realizării resursei nu a fost foarte grea pentru mine în acest caz, pentru că aveam nevoie de aplicația Google Earth. Eu mi-am instalat aplicația gratuită Google Earth Pro pe computer, dar sigur că această aplicație poate fi utilizată cu numele de Earth și pe telefonul mobil, descărcată și instalată de asemenea gratuit. Apoi, la anumite reduri aveți de a realizat o prezentare PowerPoint pe baza căreia poate fi realizată resursa sau o înregistrare audio-video a spațiului de lucru a ecranului, cum a fost cazul meu, conform scenariului redactat anterior. Și sigur, apoi se trece efectiv la realizarea acestei înregistrări. În partea dreaptă puteți scana un cod QR care vă duce la un tutorial de înregistrare a spațiului de lucru folosind LUM înregistrare care se face gratuit și este stocată în librăria LUM, de asemenea gratuit, librărie care poate fi privată sau publică în funcție de ceea ce vă doriți dumneavoastră. Următorul pas, după ce se realizează această înregistrare, se editează materialul audio-video în funcție de elementele care se doresc a fi adăugate. Fie că este vorba de un mesaj de intrare, un intro, de ieșire, un outro, se adaugă test, se schimbă viteza de derulare, a imaginilor, a materialului video sau orice alte modificări doriți dumneavoastră. În partea dreaptă a ecranului găsiți un cod QR care vă permite accesul la un tutorial de utilizare a funcțiilor de bază a programului Video Editor, care este gratuit și care vine preinstalat la Windows 10. Următorul pas este desigur verificarea materialului final, publicarea acestuia în domeniul public pentru a deveni o resursă educațională deschisă precum și utilizarea acesteia la clasă. Scanând codul QR din partea stângă a ecranului, puteți accesa playlistul cu tutoriale de pe canalul Educred Gimnaziu. Eu vă propun să proiectați și realizați o resursă educațională deschisă care să poate fi integrată într-o activitate didactică. Publicați resursa educațională deschisă realizată. Adăugați linkul sau adresa de acces la resursa realizată în secțiunea de comentarii acestui tutorial. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vizionare, și vă doresc sănătate și succes!